Doamna președintă, stimați colegi, sărbătoarea nașterii Domnului și trecerea în noul an 2016 sunt un prilej potrivit pentru a încerca să uităm cele rele și să fim mai buni, mai toleranți, mai darnici și mai solidari, să redescoperim sensul profund și adevărat al vieții. Sfintele sărbători de iarnă constituie un moment de bucurie, de întâlnire cu cei dragi, de pace și liniște sufletească, o ocazie de a redescoperi adevăratele valori, credința, familia, bunătatea și compasiunea. Nu putem însă să uităm sacrificiile făcute de tinerii ce au murit în decembrie 1989, ca noi să fim liberi, să ne bucurăm de frumusețea sărbătorilor creștine. Nu putem să uităm eroii Timișoarei, nu pot să uit ziua de 17, ziua de 18 decembrie 1989, când tinerii care cântau colind de pe treptele catedralei din Timișoara au fost împușcați. Au murit strigând libertate și crezând în Dumnezeu. Printre ei era și Sorin Leia, tânăr originar din Făget, județul Timiș. Să nu uităm pe toți cei care s-au jertfit pentru mai binele poporului român. Pentru anul nou 2016, îmi doresc să consolidăm ceea ce am făcut bine și să începem să construim un viitor mai trainic și mai bun. Cu toții împreună să avem puterea și înțelepciunea de a crea o imagine mai bună a României, a societății românești, clădită pe un sistem corect de valori care să genereze succesul și să inspire încrederea românilor și partenerilor externi. În această ordine de idei, cred că este un moment bun să aduc în atenția dumneavoastră figura unui român care păstrează cu sfințeniile tradițiile românești dincolo de granițele țării. Este vorba de doamna Florica Zaharia, conservator-șef în cadrul Departamentului de Conservare de la Muzeul Metropolitan din New York, Statele Unite, născută în 1954 la Hărțăgan, județul Hunedoara, absolventă a Liceului Pedagogic din Deva, absolventă a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, doctor în arte vizuale la Universitatea Națională de Artă din București, este nevoită să părăsească țara în 1986, fiind o victimă a opresiunii regimului comunist datorită operei interzise a socrului său, scriitorul Romulus Zaharia. A fost forțată împreună cu familia să ia drumul exilului. A ajuns în Spania, apoi în Statele Unite și din 1988 lucrează la Muzeul Metropolitan de Artă din New York. În prezent este șefa Departamentului de Conservare a Textilelor de la Muzeul Metropolitan din New York. Cu suflet mare de român, cu experiența acumulată, dorește să înființeze un muzeu în comuna natală din Băița, județul Hunedoara. Îi urăm mult succes în toate proiectele domniei sale și ne bucurăm că a ales să se întoarcă la un moment dat acasă, pe plaiurile natale, și să fructifice avantajele pe care îi le conferă experiența, dragostea și dorul de țară. Sunt convins că românii, oriunde s-ar afla, trăiesc cu dragostea și dorul de țară, păstrând în sufletul lor tradițiile noastre, iar sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos și a noului an le aduce aminte de copilărie, de colindele atât de frumoase, de credința creștină, de bunătatea noastră românească. Să nu-i uităm pe eroi, să-i prețuim pe românii cu sărbătorile și tradițiile lor, să urăm tuturor sărbători fericite, la mulți ani, cu sănătate, realizări și bucurii. La mulți ani tuturor! Vă mulțumesc! Deputat PSD, Dorel Covaci.